În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Prin Sfinții care sunt pe pământ, minunată a făcut Domnul toată voia pentru ei. Psalmul 15:3. Iubiți credincioși, duminica aceasta este închinată tuturor Sfinților, din primele veacuri și până în zilele noastre. Calendarul este dovada că fiecare dintre noi este chemat la sfințenie. De altfel, cu puțin înainte, ați auzit că și Sfintele Daruri sunt îndreptate spre Sfinți. Să luăm aminte Sfintele Sfinților, adică Sfintele sunt cinstitele daruri, Sfintele Daruri și Sfinții suntem noi. Așa suntem chemați noi spre Sfântul Potir, cu acest nume de Sfinți. Așadar, calendarul este această dovadă că oricine poate să pășească și să ajungă spre sfințenie, spre această stare dorită, spre această stare care este, de fapt, apropierea de Dumnezeu. Sunt sfinți cunoscuți, dați spre mânghierea noastră. Lucrarea unui sfânt este o lucrare de adâncă smerenie. Și faptul că noi cunoaștem viața unui sfânt sau cunoaștem viața sfinților este, de fapt, o mânghiere pentru noi și o întărire pe calea mântuirii. Înțelegem că nu noi purtăm, până la urmă, crucea suferinței în lumea aceasta, ci crucea noastră este luată de crucea lui Hristos. Nu se poate explica cum un om slab poate să îndure chinuri de mucenic. De aceea spun, repet, oricât de grea ar fi crucea fiecăruia dintre noi, până la urmă, dacă suferința noastră o punem în cinstirea lui Dumnezeu, primim această întărire prin Duhul Sfânt și orice ce este greu devine ușor și orice este lacrimă devine feripire. Sunt sfinți a căror viață este descoperită după mai multă vreme și vă aduc aminte de Sfântul Efrem cel Nou, care timp de 500 de ani a fost îngropat și în uitare. Dar printr-o lucrare minunată, printr-o revelație pe care a primit-o o maică de la o mănăstire, viața Sfântului Efrem a fost descoperită cu faptele pe care le-a făcut el, cu mucenicia pe care a avut-o el. Și lucrul acesta s-a dat iarăși spre întărirea noastră, să înțelegem că în fața lui Dumnezeu nimeni nu este uitat. Sunt sfinți, sigur, care, a căror nume nu le știm, descoperiți însă de Dumnezeu. Spre exemplu, aici, lângă noi, la Iud, sunt mulțime de sfinți, a căror nume noi nu le știm, dar știm că ei au băut din paharul muceniciei. În anul 1986, pe o alee de la mănăstirea Neamț, s-a crăpat pavajul și cimentul a ieșit la suprafață și după ce s-a săpat în acel loc, s-au descoperit moaștele unui sfânt necunoscut, a cărui viață nu o știe nimeni, ci doar Dumnezeu. Și totul spre întărirea noastră. De ce? Ca să înțelegem că oricâte viacuri ar trece peste noi de aici înainte, chiar dacă oasele noastre se vor face praf și pulbere, în fața lui Dumnezeu nu suntem uitați, suntem chemați spre sfințenie. Acesta este țelul vieții noastre, apropierea de Dumnezeu, sfințenia. Și odată ce am ajuns în această stare, veșnicia se descrie într-o frumusețe pe care ochiul nu poate să o descrie, pe care auzul iarăși nu poate să o dezlege. Evanghelia de astăzi ne dă și
câteva repere pe care noi trebuie să le atingem în viața aceasta pentru a ajunge la această sfințenie. Și sunt trei lucruri despre care ne vorbește Evanghelia de astăzi. Mărturisirea lui Dumnezeu, asumarea crucii și lepădarea de lume sau lepădarea de sine. Mântuitorul Hristos ne spune că oricine va mărturisi numele lui Dumnezeu în lumea aceasta, va fi mărturisit în fața tronului ceresc de însuși Fiul lui Dumnezeu. Iar spune mai departe Mântuitorul Hristos, oricine se va lepăda de mine în fața lumii, mă voi lepăda și eu de el în fața lui Dumnezeu. Ce înseamnă această mărturisire? În primul rând, cunoașterea lui Dumnezeu. Să fim botezați este un lucru mare. Ni s-au deschis porțile împărăției cerurilor. Dar dacă intrăm într-o biserică și rămânem în ușa bisericii, nu vom vedea niciodată frumusețea adâncă a bisericii. Așa este și credința. Botezul ne arată calea, ne deschide ușa spre împărăția lui Dumnezeu. Dar fiecare dintre noi are datoria de a adânci acest pas, de a adânci această cale, de a-L cunoaște adânc pe Dumnezeu, de a cunoaște învățătura de credință, de a te îndulci din litera Sfintei Scripturi. Cunoașterea lui Dumnezeu este obligatorie pentru mărturisire. Apoi, sigur, mărturisirea în cuvânt în lumea aceasta, într-o lume profund desacralizată. Să știți că trăim vremuri grele în care omul întoarce fața de la Dumnezeu și își întoarce întreaga ființă spre lumea aceasta. Iată ce spunea fericitul Augustin. Își pierde omul boul și merge după el. Își pierde oaia și o caută cu îngrijorare. Își pierde măgarul și nu mai are liniște. Își pierde omul pe Dumnezeu și iată, mănâncă, bea și doarme liniștit. Așa e că înțelegem din cuvintele acestea că ne aflăm în împlinirea acestei prorocii, pentru că ne întristăm atât de mult după lucrurile acestea materiale și dacă ne pierdem sufletul noi sau copiii noștri, lucrul acesta nu contează. Mâncăm, bem și suntem liniștiți. De aceea, mărturisirea în fața lumii în cuvânt este obligatorie. Pentru că ne spune Mântuitorul Hristos, cine mă va mărturisi pe mine în fața lumii, adică în cuvânt, îl voi mărturisi în cuvânt și eu în fața lui Dumnezeu. Și sigur, cuvântul poate să arate o stare de fariseism. Trebuie să-L mărturisim pe Dumnezeu și în faptă. Faptul că venim zi de zi la biserică sau duminică de duminică la Sfânta Liturghie este un act de mărturisire, nu un act de fariseism. Sunt bun, rămân acasă, mă rog, eu sunt un om bun, însă nu vin la Sfânta Liturghie. Ce înseamnă lucrul acesta? Să te lipsești de esențialul vieții, pentru că Sfânta Liturghie trebuie să fie centrul vieții noastre. Cu puțin timp, cu câteva zile în urmă, am fost într-o unitate militară și acolo am văzut un act de mărturisire în zilele noastre. Când a venit momentul Sfintei Împărtășanii, generalul de flotilă aeriană a fost cel din tâi care a venit la Sfântul Potir, într-o vreme în care Potirul și Sfânta Împărtășanie este atât de hulită. Și pun întrebarea, a fost un act de fariseism sau un act de mărturisire? Eu spun că a fost un act de mărturisire și nu e așa că ești mai liniștit în momentul în care știi că pe cerul acesta zboară un om și te apără un om
care îl are pe Hristos asemeni sfinților din vechime, este un act de mărturisire. Lucrul acesta trebuie să-l învețe și copiii de la noi, pentru că dacă pe noi nu ne vor vedea că ne aprindem de dragostea aceasta a venirii înspre potir, cum vor ști ei să facă lucrul acesta? Suntem vinovați, în primul rând, față de familiile noastre, că nu avem această mărturisire în faptă, prin venirea constantă și încăpățânată în casa slavei lui Dumnezeu, prin apropierea de potir, de sfânta spovedanie, prin rugăciunea fierbinte pe care o facem în mijlocul familiei noastre. Este un act de mărturisire, nu este un act de fariseism să îl arăți pe Dumnezeu celui de care îți pasă, în primul rând casnicului și apoi prietenului și poate străinului din lumea aceasta. În al doilea rând, ni se spune să ne asumăm crucea. Ce înseamnă crucea? Să-ți asumi viața pe care Dumnezeu ți-a rânduit-o în lumea aceasta, cu starea ei. Poate o stare mai bună sau mai rea. Poate un trup mai sănătos sau mai bolnav. Și niciodată să nu spui că ceea ce ți-a rânduit ție Dumnezeu nu este drept. Vedeți, când se întâmplă vreo nenorocire în viața noastră, alergăm repede la Sfânta Biserică și îl condiționăm pe Dumnezeu. De câte ori oare n-au auzit preoții aceste cuvinte? Dacă nu mă voi vindeca, înseamnă că Dumnezeu nu există. Ori lucrul acesta înseamnă o fugă de crucea pe care ți-a rânduit-o Dumnezeu. Vă voi da câteva mărturii ale părintelui Emilianos Simono Petritul, care vorbea despre o femeie care a mers să își facă o injecție împotriva tuberculozei. Și, dintr-o greșeală, aceasta a paralizat. Actul medical i s-a făcut într-un mod greșit. Dar ascultați care au fost primele cuvinte pe care le-a spus această femeie în momentul în care întreaga viață s-a sfârșit din punctul de vedere a unora. Fie numele Domnului binecuvântat. De asemenea, părintele vorbește despre un părinte Arsenie care avea probleme cu ochii și a mers la un doctor și acesta i-a spus, ai cataractă, vino peste 6 luni și te voi opera. Nu i-a spus, te rog, operează-mă acum, că poate, fiind mai devreme, este mai bine. Iar doctorul a insistat că operația o va face după 6 luni. După 6 luni, starea lui agravându-se, s-a dus la un alt medic pentru a doua părere și acesta i-a spus, dacă veneai acum 6 luni, vederea îți era salvată. Doctorul a greșit. Și ascultați ce a spus. Să fie binecuvântat că știe Dumnezeu de ce i-a pus acel cuvânt în gura lui ca să nu mă operez mai devreme. Dacă mi este de folos, să fie binecuvântat. Și spune părintele că s-a sfârșit din lumea aceasta fără să aibă un cuvânt potrivnic împotriva acelui medic care, prin greșeala lui i-a luat vederea. Spune Sfântul Ierarh Luca al Primeii, inima dăruiește-o Domnului Hristos și El va turna în ea toate vitaminele și toată energia pentru a nu te prăbuși. Prin urmare, nu noi ne ducem crucea, ci dacă durerea noastră o punem la picioarele lui Hristos, aceasta devine o durere mântuitoare și lacrima se preschimbă în bucurie. Mai știm noi viețile oamenilor de acum 300 de ani? Nu le mai știm. Nu le mai știm nici numele înaintașilor noștri. Dar dacă ei și-au dus crucea cu vrednicie, dacă nu au gârdit sub greutatea ei, numele lor sunt scrise în cartea vieții lui Dumnezeu. Apoi, în al treilea rând, ni se spune să nu ne legăm
de nimic din lumea aceasta, să ne lepădăm de lume, să ne lepădăm de tot ceea ce este în jurul nostru. Acum, sigur, este o cale a desăvârșirii pe care călugării o îmbrățișează unii încă din copilărie. Renunță la tot ceea ce este material. Ni se cere nouă oare să facem lucrul acesta, să ne urâm părinții noștri, să ne urâm rudenile noastre, să nu ne legăm de nimic din ceea ce ne este plăcut în lumea aceasta. Nu este vorba despre lucrul acesta. Cine este mama și tatăl nostru în lumea aceasta? Cine sunt frații și surorile? Ni se cere, în primul rând, să renunțăm la egoismul nostru, pentru că, vedeți, este o lume egocentristă, o lume care te îndeamnă să te mărești, să te înalți, o lume care nu pune preț deloc pe smerenie. De aceea ni se cere să renunțăm la slava deșartă pe care noi o închinăm trupului și persoanei noastre. Iar frații și surorile noastre sunt păcatele care ne sunt atât de apropiate nouă. La păcatele noastre trebuie să renunțăm, nu la mamă, pentru că este o poruncă dumnezeiască care spune că cinstește-l pe tatăl tău și pe mama ta ca să fie bine în lumea aceasta. Și spunea un părinte, arătând calea pe care v-am deschis-o, că, Doamne, învață-mă să te iubesc precum am iubit păcatul. Mama, fratele, rudenia noastră este păcatul care este atât de apropiat și atât de drag nouă în lumea aceasta. De aceea, cine va renunța la păcatele sale, acela a câștigat împărăția lui Dumnezeu. Așadar, dragii mei, pentru a atinge sfințenia, Mântuitorul Hristos ne spune în cuvântul evanghelic că avem nevoie de trei lucruri în lumea aceasta: mărturisirea lui Dumnezeu, asumarea crucii și lepădarea de sine sau de lumea aceasta. Amin.